Pentru a doua oară în ultimele 12 luni, rata șomajului în județul Hunedoara este în creștere. La sfârșitul lui iulie 2021, ultima perioadă pentru care s-au făcut raportări din teritoriu, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau peste 5400 de persoane fără loc de muncă, dintre care mai mult de jumătate neindemnizate, iar rata șomajului era de 3,15%, în creștere ușoară de 0,07 puncte procentuale față de luna anterioară. Pentru luna august este așteptată o creștere mai accentuată a ratei șomajului în județ, având în vedere disponibilizările făcute în iulie de la Complexul Energetic Hunedoara. Ne așteptăm să crească rata șomajului însă la nivelul lunii august, pentru că, așa după cum știți, prelucrăm și înrolăm dosarele de șomaj de la disponibilitații CEH, deci va crește cu 1300 de persoane șomajul în județul Hunedoara, vom ajunge undeva la 7000 de persoane în șomaj în evidențele AJOFM-ului. Legată de activitatea AJOFM Hunedoara, mai trebuie menționat că instituția organizează lunar cursuri de calificare și prin programele de ocupare pe care le derulează a reușit să găsească în primele 7 luni ale anului în curs locuri de muncă pentru aproape 3800 de persoane, dintre care mai mult de jumătate au vârsta de peste 45 de ani.